300 de năvodăreni au participat duminică seară la slujba vecerniei. Această mare sărbătoare este una de căpătâi pentru biserica noastră. Este de o mare importanță pentru că am putea spune că este începutul mântuirii noastre. Mântuirea oamenilor începe cu Maica Domnului și începe mai ales cu zămislirea sau cu buna vestire a zămislirii Domnului nostru Iisus Hristos, care nu a fost făcută dintr-o seminție omenească, dintr-o naștere naturală, ci a fost o zămislire de la Dumnezeu. Pe 25 martie, Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioarei Maria că a fost aleasă să dea naștere lui Iisus Hristos. Năvodărenii cred în puterea Fecioarei și speră ca în această zi rugăciunile să le fie auzite de cel de sus. Cu ce gânduri la biserică? Credință, cu atâta credință, și am fost bolnavă, m-a ajutat, m-am făcut mai bine. Deci, de fapt, cum am fost și asta, în credință am mai rămas, ca în rest ne-am pierdut credința. Veniți des la biserică? Da. Duminica, în fiecare duminică, sărbătorile care în curs săptămânii, la Sfântul Maslu, la vinerea la vecernie. Da. Și astăzi pentru ce? Și astăzi pentru sănătatea noastră, pentru ziua de mâine, pentru buna vestire, pentru credințele noastre care le avem pe fața pământului, că astea le mai avem, cu astea ne simțim mai bine și mai ne ușurează din durerile care le avem pe sufletul nostru. Pune cu gânduri de credință, de pace, de liniște, să fii cei de la conducere mai buni, ca să trăim și noi mai bine. Cu gânduri bune, pașnice și cu credința în Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu că vine, suntem în postul mare și ne gândim la bunul Dumnezeu să întoarcă pe toată lumea pe calea cea dreaptă. Slujba a fost oficiată de preoții din Năvodari alături de arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie. Cel ce taci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale, arele foc. Cel ce ai întâlneat pământul pe înțelerea lui și nu se va pătrâna în viață viață. În această sfântă zi, la Biserica Buna Vestire, a avut loc și procesiunea Sfintelor Moaște, Epictet și Astion. Înseamnă anunțarea credinței sau, dacă vreți, o evangelizare, o bună vestire în jurul bisericii, în localitate și în împrejurimi. De aceea, în momentul când, pe lângă adunarea credincioșilor, care înseamnă biserica și sfinții pe care îi vom purta, vom duce anunțarea credinței și vestea cea bună a credinței în Mântuitorul la toți oamenii care poate, din motive mai mult sau mai puțin de bună credință, nu au putut să vină la noi la această mare sărbătoare. Năvodărenii s-au închinat rând pe rând la moaște și le-au atins cu diferite obiecte pentru a le sfinți și pentru a le purta noroc. Pe 25 martie, Biserica Buna Vestire din Năvodari își sărbătorește hramul.